Iubiți credincioși, vom mai citi un capitol din Noul Testament, versiunea Bartolomeu, Biblia, versiunea Bartolomeu. Am ajuns la capitolul 9 al Evangheliei după Marcu. Așadar, Noul Testament, versiunea Bartolomeu, Evanghelia după Marcu, capitolul 9. Schimbarea la față. Vindecarea copilului surdomut. A doua vestire a patimilor. Cine este cel mai mare? Folosirea numelui lui Isus, piatra sau pietre de potignire. Și le spuneam, într-adevăr vă grăiesc că sunt unii din cei ce stau aici care nu vor gusta moartea până ce nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu venind într-o putere. Și după 6 zile i-a luat Isus cu sine pe Petru, pe Ioan și pe Iacov și i-a dus numai pe ei într-un munte înalt și s-a schimbat la față înaintea lor. Și veșmintele lui s-au făcut strălucitoare, albe foarte, albe ca zăpada, așa cum înălbitorul nu poate înălbi pe pământ. Și Ilie li s-a arătat împreună cu Moise și vorbeau cu Isus. Și răspunzând Petru, i-a zis lui Isus: Învățătorule, bine ne este să fim aici, să facem 3 colibe, ție una, lui Moise una și una lui Ilie, că nu știa ce să spună, fiindcă erau înspăimântați. Și s-a făcut un nor care îi umbrea și din nor a venit un glas zicând: Acesta este fiul meu cel iubit, pe acesta să-l ascultați. Și de îndată privind ei împrejur, n-au mai văzut pe nimeni, ci numai pe Iisus singur cu ei. Și pe când se coborau din munte, el a poruncit să nu spună nimănui ceea ce văzuseră decât atunci când Fiul omului va învia din morți. Notă: înțeles mai cuprinzător, pe de-o parte, ucenicii au reținut porunca lui Isus, n-au dat uitării, pe de alta au respectat-o în sensul că n-au divulgat taina ce li se credințase pe un anumit termen. Iar ei au păzit cuvântul întrebându-se ce înseamnă a învia din morți. Și l-au întrebat pe el zicând: De ce spun cărturarii că trebuie să vină mai întâi Ilie? Iar el le-a răspuns: Într-adevăr, Ilie va veni mai întâi și pe toate le va așeza din nou. Și cum este scris despre Fiul omului, ca să pătimească multe și să fie defăimat, dar vă spun eu vouă că Ilie a și venit și ei i-au făcut toate câte au vrut, așa cum este scris despre el. Adică Ilie era Sfântul Ioan Botezătorul, care a fost închis și decapitat de către ei, așa cum spune profeția lui Maleahii, capitolul 4, versetul 4, pe care Iisus o raportează la sine însuși. Și venind la ei, ucenicii au văzut mulțimi împrejurul lor și pe cărturari lăudându-se, luându-se la întrebări cu ei. Și îndată ce l-a văzut, mulțimea a fremătat și a alergat să-i se închine. Și el i-a întrebat pe cărturari: Despre ce vă luați la întrebări cu ei? Și le-a răspuns unul din mulțime: Învățătorile, am adus la tine pe un fiu al meu care are duh mut și oriunde îl apucă, îl aruncă la pământ și face spume la gură și crâșnește din dinți și înțepenește. Și le-am spus ucenicilor tăi să-l scoată, dar ei n-au fost în stare. Iar el, răspunzându-le, a zis: O neam necredincios, până când voi fi cu voi, până când vă voi răbda, aduceți-l la mine. Și l-au adus la el și văzându-l, Duhul îndată l-a zguduit pe copil și căzând la pământ se zvârcolea spumegând. Și l-a întrebat pe tatălui: Câtă vreme este de când i-a venit aceasta? Iar el a răspuns: Din pruncie.
și de multe ori l-a aruncat în foc și în apă ca să-l piardă. Dar dacă poți, fă ceva, ajută-ne, fie-ți milă de noi. Iisus însă i-a zis, dacă poți tu crede, toate sunt cu putință celui ce crede. Și îndată strigând tatăl copilului a zis cu lacrimi, cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. Iar Iisus, văzând că năvălește mulțimea, a certat duhul necurat zicându-i, duh mut și surd, eu îți poruncesc, ieși din el și în el să nu mai intri. Și răgnind și zguduindu-l cu putere, duhul a ieșit, iar copilul s-a făcut ca mort și îndată mulți ziceau că a murit. Iar Iisus, apucându-l de mână, l-a ridicat și el s-a sculat în picioare. Și după ce a intrat în casă, ucenicii l-au întrebat între ei, de ce noi n-am fost în stare să-l scoatem? Iar Iisus le-a zis, soiul acesta de demoni, prin nimic nu poate ieși decât numai prin rugăciune și prin post. Și ieșind ei de acolo, străbăteau Galileea, iar el nu voia să știe cineva, că îi învăța pe ucenicii săi și le spunea că fiul omului va fi dat în mâinile oamenilor și îl vor ucide și după ce îl vor ucide, a treia zi va învia. Ei însă nu înțelegeau cuvântul și se temeau să-l întrebe. Și au venit în Capernaum și fiind ei în casă l-au întrebat, ce vorbeați între voi pe drum? Iar ei tăceau, fiindcă pe cale se sfădiseră unii cu alții, cine dintre ei este mai mare? Și șezând jos, i-a chemat pe cei 12 și le-a zis, dacă vrea cineva să fie întâiul, să fie cel din urmă dintre toți și slujitor al tuturor. Și luând un copil, l-a pus în mijlocul lor și luându-l în brațe, le-a zis, tot cel ce va primi în numele meu pe unul din acești copii, pe mine mă primește și cel ce mă primește pe mine, nu mă primește pe mine, ci pe cel ce m-a trimis pe mine, pe tată. Și i-a zis Ioan, învățătorule, am văzut pe cineva care nu merge cu noi, scoțând demoni în numele tău și l-am oprit. Pentru că el nu merge împreună cu noi. Iar Iisus i-a zis, nu-l opriți, că nu este nimeni care să facă o minune în numele meu și după aceea să poată de grav să mă vorbească de rău, fiindcă cel ce nu-i împotriva noastră este pentru noi. Că oricine vă va da să beți un pahar de apă în numele meu, fiindcă sunteți ai lui Hristos, adevăr vă spun că nu-și va pierde răsplata. Iar celui ce va fi piață de potignire, unea dintre aceștia mici care cred în mine, mai bine ar fi dacă și-ar lega o piață de gât, și-ar lega de gât o piață de moară și se va arunca în mare. Și dacă mâna ta îți devine piață de potignire, tai-o, că mai bine este să intri în viață ciung decât să ai amândouă mâinile și să te duci în ghena, în focul cel nestins, unde viermele nu moare și focul nu se stinge. Și dacă piciorul tău îți vine piață de potignire, tai-l, că mai bine este să intri în viață șchiop decât să ai amândouă picioarele și să fie azvârlit în ghena, în focul cel nestins, unde viermele nu moare și focul nu se stinge. Și dacă ochiul tău îți devine piață de potignire, scoate-l, că mai bine este să intri în împărăția lui Dumnezeu cu un singur ochi și să ai amândoi, decât să ai amândoi ochii și să fie aruncat în ghena focului, unde viermele lor nu moare și focul nu se stinge. Că fiecare cu foc se va săra, așa cum orice jertfă se va săra cu sare. Notă. După legea veche, prinoasele de pâine și de carne trebuiau sărate înainte de a fi aduse la altar, conform de Levitic, capitolul 2, versetul 13. Dacă sarea dă gust și conservă, focul purifică și sfințește. Iisus va boteza cu Duh Sfânt și cu foc, Matei 3, 11.
spre a deveni prinos plăcut lui Dumnezeu. Omul trebuie să se purifice prin toate încercările pe care Creatorul îi le trimite sau le îngăduie. Una este sarea, dar dacă sarea își pierde gustul, cu ce o veți drege? Aveți sare întru voi și trăiți în pace unii cu alții. Dumnezeului nostru slavă, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.